Iacov, capitolul 1 Iacov, rob al lui Dumnezeu și al Domnului Isus Hristos, către cele douăsprezece seminții care sunt împrăștiate prin treneamuri, salutări. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie atunci când treceți prin felurite încercări. Cât știți că încercarea credinței voastre lucrează din plin răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și ducă până la capăt lucrarea, ca să fiți compleți și întregi, fără să vă lipsească nimic. Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, soceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu generozitate și fără să mustre, și ea îi va fi dată dar s -o ceară cu credință, fără să se îndoiască, căci cel ce se îndoiește este cavalul mării, purtat de vânt și dus în coace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, fiindcă este un om nehotărât și nestatornic în toate căile lui. Fratele care are o situație umilă, să se laude cu înălțarea lui. Cel bogat însă să se laude cu smerirea lui, pentru că va trece ca floarea ierbii. Soarele răsare cu căldura lui arzătoare și usucă iarba. Floarea ei cade și frumusețea ei piere. Așa se va veșteji și cel bogat în umbletele lui. Ferice de omul care suportă ispita. Căci, după ce a trecut încercarea, va primi cununa vieții pe care a promis-o Dumnezeu celor ce l iubesc. Nimeni, când este ispitit, să nu zică: Sunt ispitit de Dumnezeu! Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit de rău și el nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare este ispitit atunci când este atras de propria lui poftă și momit. Atunci pofta concepe, dând naștere la păcat, iar păcatul, odată înfăptuit, dă naștere la moarte. Nu vă lăsați duși în rătăcire, frații mei preiubiți. Orice dăruire bună și orice dar de săvârșit este de sus, coborând de la tatăl luminilor, la care nu există schimbare sau umbră din pricina mutării. El ne-a născut prin cuvântul adevărului, după voia Lui, ca să fim un fel de prim rod între făpturile Lui. Frații mei preiubiți, să știți următorul lucru. Fiecare om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și încet la mânie. Căci mânia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. De aceea, dați la o parte orice murdărie și orice revărsare de răutate, și primiți cu blândețe Cuvântul sădit în voi, care are putere să vă mântuiască sufletele. Fiți împlinitori ai Cuvântului și nu doar ascultători, înșelându-vă singuri. Căci dacă cineva este un ascultător al Cuvântului, dar nu este și un împlinitor. Atunci el se aseamănă cu un om care își privește fața din naștere într-o oglindă, iar, după ce s-a privit, el pleacă și uită imediat cum era. Însă, cel ce se oprește să privească în legea desăvârșită, legea libertății, și perseverează în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor prin fapte, acela va fi fericit în lucrarea lui. Dacă cineva crede că este religios, dar nu-și ține în frâu limba, își înșală inima, iar religia lui este fără valoare. Religia curată și nepângărită înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este cauți de orfani și de văduve în necazurile lor și să te păstrezi neîntinat de lume. Iacov 2 Frații mei, să nu aveți o atitudine părtinitoare în credința voastră în Domnul nostru slăvit Isus Hristos. Căci dacă intră în adunarea voastră un om care poartă un inel de aur și o haină strălucitoare, și intră și un sărac, Îmbrăcat într-o haină murdară. Iar voi îi dați atenție celui ce poartă haina strălucitoare și îi spuneți: Ia loc aici, te rog! Pe când celui sărac îi spuneți: Stai acolo! Sau Stai la picioarele mele! Oare nu faceți voi deosebire între voi și nu deveniți astfel judecători cu gânduri rele? Ascultați, frații mei preubiți! Nu i-a ales oare, Dumnezeu pe săracii acestei lumi ca să fie bogați în credință și moștenitori ai împărăției pe care le-a promis-o celor ce-l iubesc? Însă voi l-ați înjosit pe cel sărac. Oare nu cei bogați vă supresc și vă târăsc prin tribunale? Oare nu ei defăimează numele bun care este chemat peste voi? dacă împliniți legea împărătească potrivit cu Scriptura, să-l iubești pe semenul tău ca pe tine însuți, bine faceți. Dar dacă dați dovadă de părtinire, să un păcat și sunteți condamnați de lege ca unii care încălcați legea. Căci oricine păzește întreaga lege, dar încalcă o singură poruncă, se face vinovat de toate. Căci cel ce a spus, să nu comiți adulter, a spus și să nu ucizi. Așadar, dacă nu comiți adulter, dar ucizi, ai devenit unul care încalcă legea. Vorbiți și purtați-vă ca unii care urmează să fie judecați de legea libertății. Că judecata va fi fără milă față de cel ce n-a arătat milă. Mila triumfă asupra judecății. Frații mei, la ce folos dacă cineva spune că are credință, dar nu are fapte? Poate o astfel de credință să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana zilnică, iar unul dintre voi le spune: Duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, însă nu le dă cele necesare trupului, ce folos? Tot astfel, și credința, dacă nu are fapte, este moartă în ea însăși. Dar va zice cineva, tu ai credință, iar eu am fapte. Arată-mi credința ta fără fapte, iar eu îți voi arăta credința mea prin faptele mele. Tu crezi că Dumnezeu este unul? Bine faci. Dar și demonii cred și se înfioară. Of, om fără minte, vrei deci să pricepi că credința fără fapte este zadarnică? Avram, strămoșul nostru, n-a fost el îndreptățit prin fapte atunci când l-a oferit pe fiul său Isaac pe altar? Vezi, deci, că credința a lucrat împreună cu faptele lui și credința a fost făcută desăvârșită prin fapte. Astfel a fost împlinită scriptura care spune, Avram l-a crezut pe Dumnezeu și el i-a socotit acest lucru dreptate și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Vedeți așadar că un om este îndreptățit prin fapte și nu numai prin credință. În același fel și prostituata Rahav n-a fost ea îndreptățită prin fapte atunci când i-a primit bine pe mesageri și a trimis înapoi pe un alt drum? așa cum trupul fără duh este mort, tot astfel și credința fără fapte este moartă. Iacov 3 Frații mei, să nu fiți mulți învățători, pentru că știți că vom primi o judecată mai aspră. Toți greșim în multe feluri. Dacă cineva nu greșește în vorbire, este un om complet, capabil să-și țină în frâu tot trupul. Dacă punem zăbale în gura cailor ca să-i facem să ne asculte, putem să le conducem tot trupul. Iată, chiar și corăbile, deși sunt atât de mari și sunt duse de vânturi puternice, totuși ele sunt conduse de o cârmă foarte mică oriunde vrea cârmaciul la fel și limba. Ea este un mădular mic, dar se poate lăuda cu lucruri mari. Iată, un foc mic, ce pădure mare aprinde. Și limba este un foc. Limba este o lume a nedreptății, prea înainte pusă față de mădularele noastre. Ea pângărește tot trupul și aprinde tot cursul vieții. Și ea însăși este aprinsă de focul ghienei. Căci orice fel de specie de animale sălbatice, păsări, animale mici sau pești, poate fi îmblânzită și a fost îmblânzită de neamul omenesc, dar nimeni nu poate îmblânzi limba unui om. Ea este un rău de nestăpânit, plin de un venin aducător de moarte. Cu ea îl binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru, și tot cu ea îi blestemăm pe oameni care sunt după asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeași gură iese și binecuvântarea și blestemul. Frații mei, aceste lucruri n-ar trebui să fie așa. Oare din aceeași gură de izvor curge și apă dulce și apă amară? Frații mei, Poate un smochin să facă măsline sau o vițe de vie să facă smochine? Nici zvorul de apă sărată nu poate da apă dulce. Cine este înțelept și priceput între voi? Să-și arate, prin purtarea lui bună, faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Însă dacă în inima voastră aveți invidie, Amărăciune și ambiție egoistă, nu vă lăudați cu aceasta și nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, demonică. Căci acolo unde este invidie și ambiție egoistă, acolo va fi dezordine și răutate de orice fel. Însă, înțelepciunea care vine de sus este mai întâi curată, apoi pașnică, blândă, ascultătoare, plină de îndurare și de roade bune, nepărtinitoare, fără ipocrizie. Iar rodul dreptății este semănat în pace de către cei ce fac pace. Iacov 4. De unde vin conflictele și luptele între voi? Nu din acestea, din dorințele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi doriți, dar nu aveți. Ucideți și răvniți, dar nu puteți obține. Vă certați și vă luptați, dar nu aveți, pentru că nu cereți. Sau cereți, dar nu primiți, pentru că cereți ce este rău ca să risipiți în plăcerile voastre. Adulteri ce sunteți! Nu știți că prietenia cu lumea înseamnă dușmănie față de Dumnezeu? Așa că oricine vrea să fie prieten cu lumea se face dușman al lui Dumnezeu. Sau vi se pare că degeaba spune Scriptura? Dumnezeu tânjește cu gelozie după Duhul pe care l-a pus să locuiască în noi? Însă el dă un har și mai mare. De aceea scriptura spune: Dumnezeu se așează împotriva celor mândri, dar celor smeriți, el le dăruiește har. Supuneți-vă, deci, lui Dumnezeu. Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile, păcătoșilor. Curățiți-vă inimile, oameni cu două feluri de gândire. Întristați-vă, tânguiți-vă și plângeți. Râsul vostru să se transforme în jale, iar bucuria în întristare. Smeriți-vă înaintea Domnului, iar El vă va înălța. Fraților, nu vă vorbiți de rău unii pe alții. Cel care îl vorbește de rău sau îl judecă pe fratele lui vorbește împotriva legii și judecă legea. Însă dacă tu judeci legea, atunci nu ești un împlinitor al legii, ci un judecător. Unul singur este dătătorul legii și judecătorul, și anume cel care poate să mântuiască și să distrugă. Dar tu cine ești să-l judeci pe semenul tău? Ascultați acum voi care spuneți, azi sau mâine ne vom duce într-o anume cetate, vom sta acolo un an, vom face negoți și vom câștiga. Și nu știți nici măcar ce va aduce ziua de mâine. Căci ce este viața voastră? Sunteți un abur care apare pentru puțin timp și apoi dispare. În schimb, ar trebui să spuneți: Dacă Domnul vrea, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Pe când, acum vă mândriți cu lăudăroșeniile voastre, orice astfel de laudă este rea. Așadar cine știe să facă ce este bine dar nu l face păcat îi este acel lucru Iacov 5 Ascultați acum voi bogaților plângeți și jeliți vă din pricina nenorocirilor care vin peste voi bogățiile voastre au putrezit iar hainele voastre sunt mâncate de moli. Aurul și argintul vostru au ruginit, iar rugina lor va fi o mărturie împotriva voastră și vă va mânca trupurile ca focul. Ați adunat bogății în zilele de pe urmă. Iată că plata pe care le-ați oprit-o prin înșelăciune lucrătorilor care v-au secerat câmpurile strigă iar strigătele săcerătorilor au ajuns la urechile Domnului oștirilor. Ați trăit pe pământ în lux și în plăceri. V-ați hrănit inimile într-o zi de măcel. L-ați condamnat și l-ați omorât pe cel drept, care nu vi se împotrivea. Prin urmare, fiți răbdători, fraților, până la venirea Domnului. Iată că fermierul așteaptă rodul prețios al pământului, având răbdare cu el, până când primește ploaie timpurie și târzie. Fiți și voi răbdători! Întăriți-vă inimile, pentru că venirea Domnului este aproape. Nu murmurați unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați. Iată, Judecătorul stă chiar la uși. Fraților, luați ca exemplu de suferință și răbdare pe profeții care au vorbit în numele Domnului. Iată, noi îi considerăm fericiți pe cei ce au perseverat. Ați auzit de perseverența lui Iov și ați văzut care a fost scopul Domnului, căci Domnul este plin de îndurare și milostiv. Mai presus de toate, frații mei, să nu jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici printr-un alt fel de jurământ, ci da al vostru să fie da, iar nu să fie nu, ca să nu cădeți sub judecată. Este vreunul dintre voi în suferință? Să se roage. Este vreunul voios? Să cânte cântări de laudă! Este vreunul dintre voi bolnav? Să-i cheme pe bătrânii bisericii, ei să se roage pentru el și să-l ungă cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință îl va face bine pe cel bolnav, și Domnul îl va însănătoși, iar dacă a săvârșit păcat, va fi iertat. Așadar, mărturisiți-vă păcatele unii altora și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Multă putere are rugăciunea celui drept. Ilie era un om de aceeași natură cu noi. El s-a rugat cu ardoare să nu plouă și n-a plouat peste țară timp de trei ani și șase luni. S-a rugat apoi din nou și cerul a dat ploaie, iar pământul și-a adus rodul. Frații mei, dacă vreunul dintre voi se rătăcește de la adevăr și este adus înapoi de altul, să știți că acela care aduce înapoi un păcătos din calea lui rătăcită îi va salva sufletul de la moarte și va acoperi o mulțime de păcate.